Arena Națională, sunt cam 2 grade Celsius, stadionul e aproape pustiu, galeria și-a părăsit echipa după rezultatele slabe din ultimele 3 runde. Iată-l acum în tribune pe Edi Iordănescu, de data asta în postură de selecționer. Pierde Radunovic, mingea în disputa cu Ricardinho. Budescu, Ricardinho, este liber în fața porții și trimite peste cea mai mare ocazie a meciului. Vadim Rață, golgheterul. Vadim Rață ratează deschiderea scorului după o fază excelentă de atac a celor de la Voluntari. Iată-l aici pe Ricardinho, bine lansat de, bine angajat de Budescu. Rață vine fără marcaj, perfectă centrarea lui Ricardinho și o ratare incredibilă. Foarte bună pasă dată de Juma. Priceag nu reușește să stăpânească un balon care ajunge la Cordea. Apără Popa. Cordea șutează cu piciorul drept. Stângul este piciorul său dominant. Apără Popa, o minge pe care Cordea a încercat să o placeze în lateral, lângă bară. Aici a fost greșeală destul de mare, comisă de Briceag. Radunovic. Poziție de șut, trage bine Radunovic de data asta. Un stâng exterior, stângul, mingea a căpătat efect. I-a dat ceva emoții lui Mihai Popa, portarul care a apărat senzațional în ianuarie anul trecut în acea partidă cu CFR Cluj. CFR Astra 1-1. Lovitură de cap a lui Edjuma, lovitură de cap ratată. Poziție bună. Edjuma lovește mingea greșit. Dar zice că prezența lui în echipă este destul de pregnantă, cu toate alifiile. Bătrânul Tamaș este cel mai în vârstă, repet, cel mai în vârstă jucător din Liga 1. Pasa lui Crețu îl obligă pe Târnovanu la această intervenție disperată. Cred că n-a fost Crețu, cred că a fost Cristea. Învăluie Crețu, centrează Crețu, lovitură de cap. Mingea trece alături. Lovitură de cap a lui Tavi Popescu. Bună centrarea lui Crețu. Iată-l pe Tavi Popescu, se mișcă mai repede și mai bine decât adversarii săi. A urcat Radunovic. Tavi Popescu, schimbarea de direcție, șutul lui Tavi Popescu un pic peste. Deci trece un pic peste. FCSB probabil că este conștientă că dacă nu crește viteza acțiunilor de atac, dacă nu pasează mai simplu și mai repede, șansele de a sparge o defensivă atât de compactă sunt mici. Dacă centrarea, lovitura de cap, Cristea și mingea nu intră în poartă, fază complicată. Iată aici cornerul. Lovitura de cap este a lui Tănase. Tănase dă de cu capul de lângă Rață. Pune acolo corpul bine Tamaș. Recuperează același Cordea. Se demarcă Mamut. Cordea, pas bun, șutul lui Radunovic. Un câmp magnetic deviază toate mingile care ajung spre poarta lui Mihai Popa și șutul ăsta lui Radunovic, al doilea tras de Muntenegrean, aproape că șterge transversala. Popescu pasează până la urmă, șutează Tănase și mingea este recuperată de Tănase. O fenta lui Tănase cade și cred că este cartonaș galben. Cred că este cartonaș galben, Tănase râde. Și șansă de contraatac pentru FC Voluntari. Rață
Pasează Rață, care pare a fi obosit. FCSB are 3 oameni în apărare, un 3 contra 3. Nu s-a mai repliat nimeni. Mingea rămâne la jucătorul FC Voluntari. Pasă în careu, apără! Incredibil! Târnovanu! Incredibilă ocazie ratată de Filip. Excepțională intervenția lui Târnovanu. Ocazia uluitoare a lui Laurent Filip, singur cu portarul. Iată-l pe Târnovanu, dezechilibrat. Minutul 86. Centrare, minge respinsă. Recuperează Olaru în careu. Corner! Acea centrare, aici greșeală destul de mare a lui Meleche. Și minge respinsă în corner de Tamaș. Și el fost jucător la FCSB. Iese jocul acolo și Olaru scoate această minge, șutată peste de Tănase. Nu vrea să intre mingea în această seară. Câte șuturi au trecut la o palmă, sau chiar mai puțin, de poarta lui Mihai Popa. Căuta vinclul. Da, această minge, careul, spre careul advers, învăluie. Da, toate mingile trec un pic peste, a șutat Vali Gheorghe. N-a fost atinsă de nimeni. Vali Gheorghe cere de... Se joacă scurt. Șutează Tavi Popescu și scrie. Incredibilul Tavi Popescu. Incredibilul Tavi Popescu. Incredibilul Tavi Popescu. La ultima fază, FCSB câștigă 3 puncte grație inspirației divine acestui puș de 19 ani. Tavi Popescu, de la aproape 30 de metri, șutează incredibil, imparabil, șut în plasa laterală. Este al 7-lea gol marcat de Tavi Popescu din cele 11 din afara careului. Minge lovită perfect, observați, nu se învârte în aer. Cred că de la Hagi n-am mai avut un șuter atât de bun în Liga 1. Tavi Popescu îmbrățișat de coechipieri, aduce 3 puncte nesperate la ultima fază. Uluitor jucător. Ultima fază, 3 puncte pentru FCSB, care, iată, reușește să iasă din această spirală negativă.